Cu doar patru etape înainte de finalul campionatului, FCM se află pe prima poziție retrogradabilă la doar un punct de viitoare adversară, Petrolul Ploiești, care e clasată prima deasupra liniei ce garantează prezența în Liga I și în sezonul viitor. FCM nu are voie la niciun pas greșit și orice alt rezultat în afara victoriei înseamnă biletul spre Liga Secundă. Dacă în ultimele meciuri principala calitate a echipei a fost apărarea și contraatacurile rapide, de această dată FCM are nevoie să atace, să-și arate colții și să -și creeze ocazii pe care să le fructifice pentru a obține cele trei puncte care îi păstează șansele intacte la menținerea în prima ligă. Conducerea clubului apelează la fanii mureșeni pentru a veni la stadion și pentru a fi alături de echipă, pentru a trece cu bine și peste acest meci dificil pentru soarta FCM-ului.